SCM Ucraeva nu se regăsește în acest debut de campionat după ce echipa a pierdut în pauza competițională mai mulți titulari în frunte cu Laurențiu Lică, fostul capitan al echipei. Ce a dus în pauza dintre sezoane nu au reușit să închege relațiile de joc, iar rezultatele nu au fost la fel de bune ca în ultimii ani. În ultima etapă din campionat, Oltenii au pierdut în fața formației Dinamo cu 1 la 3. În chef cap, lucrurile stau însă altfel. Rezultatul din tur, 3 la 2 pentru gruparea din Serbia, este unul bun pentru Olteni, iar șansele la calificare sunt cu adevărat reale. Pentru a accede în faza următoare, albalbaștii sunt obligați să câștige meciul cu scorul de 3 la 0 sau 3 la 1, iar în caz de 3 la 2 se va juca un alt act decisiv. Antrenorul Craiovenilor, Dan Pascu, a declarat că știe care este marea problema a echipei. Din momentul în care pierdem câteva puncte, echipa se demoralizează. Aici este, aici este marea problemă pentru că nu știu, din punctul meu de vedere n-ai voie să, să faci așa ceva, dar probabil cu timpul o să rezolvăm și această problemă. Very game. Nu știu ce s-a întâmplat în meciul cu Dinamo. Acum trebuie să trecem peste acea înfrângere și să strângem rândurile pentru că ne așteaptă o partidă importantă în chefcap. Trebuie să ne concentrăm și să câștigăm în fața formației Ratin și Chiniș cu un scor care să ne asigure calificare. În cazul în care se va califica în optimele chefcap, SCM Ucraeva se va la cu învingătoarea dublei dintre Varta Zvercie din Polonia și Hebar din Bulgaria. În primul joc, polonezii s-au impus cu 3 la 0.